O persoană a murit, iar alte 56 au fost rănite pe 27 decembrie în urma unui cutremur cu magnitudinea de 4,2 pe scara Richter, produs într-o zonă aflată la 50 de kilometri de capitala iraniană Teheran. Majoritatea victimelor au fost rănite în timp ce încercau să iasă din clădiri. Serviciile medicale de urgență au informat că o persoană a murit în timpul cutremurului, făcând infarct, iar dintre persoanele rănite, cele mai multe au fost externate, prezentând doar răni ușoare. În Teheran, mulți dintre rezidenți și-au petrecut noaptea în afara locuințelor lor, dormind în automobile, săli de sport și alte clădiri ce au fost transformate în centre de prim ajutor. Iranul, traversat de mai multe falii geologice majore, este una dintre țările cele mai predispuse la cutremure. În 2003, un seism cu magnitudinea de 6,6 produs în provincia Kerman a ucis numai puțin de 31.000 de persoane și a distrus complet orașul Bam.